În etapa a treia din play-out-ul Ligii a doua, CSC Dumbrăvița a pierdut cu scorul de 2 la 0 meciul disputat pe terenul Unirii Dej. Gazdele au deschis scorul în minutul 63 dintr-un penalti executat de Albert Hoffman. Dumbrăvița a presat mai mult însă, în loc să facă 1 la 1, gazdele și-au dublat avantajul. În minutul 90, același Hoffman a realizat dubla. Astfel, suspansul menținerii echipei timișene în eșalonul secund se va prelungi măcar cu o săptămână. Următoarea etapă, Dumbrăvița va sta, iar Ardelenii joacă în deplasare la Metaloglobus București.